Hei, salutare oameni frumoși, ce faceți? Sunteți bine cu toții? Hai să bea și o cafeluță asta. Înainte să urmăriți acest vlog, vreau să vă urez un an nou fericit, un an nou plin de bucurie, plin de sănătate, plin de armonie. Păi să fie așa cum vi-l doriți voi. Pentru că cu toții îl merităm, cu toții vrem să fim fericiți, să fim sănătoși și să avem putere de muncă. Tot ce îmi doresc eu mie, să vă dea Dumnezeu vouă. Atâta vreau să vă urez. Și nu doar anul care vine, ci toată viața voastră să o aveți plină de fericire, de dragoste, de armonie, de sănătate și de putere de muncă. Că fără putere de muncă nu putem niciunul. Trebuie să muncim ca să avem. Încă ceva, oameni frumoși, iubiți-vă aproapele. Și când spun aproapele, nu există decât familie. Atât. Iar să-ți iubești familia e cel mai frumos lucru de pe lumea asta. Înțelegeți? Încă o dată, oamenii vin și pleacă din viața noastră. Familia este familie și rămâne acolo lângă tine și la bine și la greu. Chiar dacă mai există ceartă, discuții într-o familie, familia rămâne tot familie. Care este familie? În adevăratul sens al cuvântului. Mama, copiii, soția, frații, surorile și așa mai departe. Asta este familia noastră. Așa că să lăsăm răutatea deoparte, să lăsăm discuțiile deoparte și să le iubim aproapele. Că prieteni, amici, vin să duc, ne critică, ne bârfesc, nu sunt alături de noi cum este familia, familie. Înțelegeți ce vreau să zic? Așa că, oameni frumoși, cel mai mult iubiți-vă mama, că ne-a dat viață, ne-a crescut, a avut grijă de noi și este cel mai scump lucru de pe lumea asta. Vă rog să vizionați următorul vlog. Nu vă mai cer abonare, suntem destui. Bine, dacă vă face plăcerea să vă abonați, cu mare drag. Dacă vă place plăcerea să dați un comentariu, cu mare drag. Așa că, încă o dată, să aveți un an nou plin de fericire și o să vă mai urez într-un live sau într-un vlog mai scurt, ceva frumos. Doar că urmăriți următorul vlog, ce spune mama mea despre patroana și cine mă ajută pe mine în casă. Haideți să vedem. Ce să facem și noi, oameni frumoși? Bine ați venit pe un nou vlog. Pamela în acțiune. Pami, ce faci, Pami, aici? Spălăm la covare. Mă chemă bunica mea să o ajut să spăl aici, în covare. A, deci tu ajuți pe bunicuța? Uite, bunicuța asta și te uită la tine. Apoi aia e mai bătrână, eu trebuie să-i fac acum. Da? Da. Așa și trebuie. Ai o nepoată super de treabă. Super de treabă. I-am promis lui Pamela noastră de Strehaia City o pereche de ghete, de piele și o gecuță faină. Dacă nu mai vine cadoul meu? Nu știu, așteptăm acum că... Na, știi cum e, Pami, după sărbători? Cam e cheltuială. Când o vine numai să vină. Lord, tu ce faci mai acolo? Uitați-vă și pe Lord. E plin de nămol. Pamela, în primăvara asta vreau să dărâm afumătoarea asta aici și cu tombelonul ăsta de coteț. Păi, dar unde îl faci? Nu-l mai fac deloc. Nu vezi că nu e loc aici în fața casei? Vrei uite să și purceaua. Nu vezi? Nu mai e purcelușa. Purcelușa. Ce le-au purcelul? Ce le-au purcelul ăia cu capra? Nu de bani. Lemne nu mai sunt. Uite, mai avem un rând. Trebuie Pamela, multe. Trebuie multe. Ce face unicatul? Unde e Ion? E acasă. Dar nu știu unde te-ai luat tu după bunica ta să le speli acum. Bine, nu e frig afară, dar nu trebuie acum. Ce ne-ai spălat? Și patru cârpe de așa. Cinci cârpe. Acum, dacă i-am zis Pamela, vină să speli cu mie cu varele, să zic că nu. Da? A, deci tu faci după bunica ta. Da. Mergem după, facem curat în casă. Te pune și la curățenie? Da. Hai de mine. Dacă nu faci ea, cine să facă? N-are noră. Păi trebuie să-ți iei noră. N-are noră. Cum n-ai noră? N-am. Uite, ai galben la gât. N-am. Are galben tot așa. Numai din gălețile de aur ea.
Numai cu ăștia doi ai rămas. Ăștia au rămas rătăciți, ia uitați. Ia. Dar doi ai rămas, dar uite ce frumos sunt ăia cu coronițe. Mi-a dat și mie unul din ăla. Zi, mai ai de ăștia? Mai am. Păi dă și mie să mă duc și eu după leu în Turcia. Nu-ți da. De ce nu-mi dai? Nu vreau. Ești zgârcită? Da. Dă și mie unul măcar. Nu-ți dau niciunul. Nu-mi dă, Pamela. Nu vreau să-ți dă, vei și eu dracu. E zgârcită. E zgârcită. Serios. Hai că ție ți-a dat, ți-a dat. Mi-a dat când am venit de-a moșul. De-a moș, când ai venit la mine, că eu te-am, Pamela, pe Pamela eu am moșit-o și când a venit la mine cu de-a moș, i-a dat, i-am făcut unul cadou. Da, i-am dat doi și trei galbe mari. Și trei galbe mari, da. I-ai dat. Bine, nu el mai strică acum dacă el mai da. Dacă vin și anul ăsta, ce primesc? Ce primesc anul ăsta? O rânză. O rânză? O rânză, atât. E bună și aia. Nu auzi că nu mai dă bunică, te-ai zgârcită, s-a făcut zgârcită. S-a făcut, apona. Ăia doi cred că au rămas rătăciți. Da. Pe acolo, a? Da. Uite ce s-a decujit scara aia, de la frig, de la gheață. Aia trebuie spartă și turnată iar din nou. Pus agresie pe ea. Trebuie, și-a mare. Și-a mare, Pamela. Trebuie multe, Pamela, că dacă nu mai faci nimic și nu mai pui mâna la nimic, se duc toate. Hai, Pamela, vrei să te ajut? Da. Hai. Hai. Ia, dă la mine. Ține aici telefon. Ia. Da. Întoarce telefonul. Ia din Pamela. Au! Vezi? Ce greu e fără muiere. E melodia aia, dă-i mamă cu biciul în mine când am ascultat de tine. A, cu sălăra Nicolae Guță? Sau nu știu, cine eu? Trebuia să-l cânt eu. Aaa, cam trebuia. Bă, Pami, dar nu ne trebuia o perie mai tare. Parcă aveam eu. Unde era una galbenă, dar nu știu, mi-am văzut-o. Serios, care era? Nu știu unde. Nu mai știu unde a pus-o bunica. Să lăs cu covară, Pamela, fiindcă studentă pe la. Dar n-are multe covare. Lasă, Pamela, că mi-ai o nevastă. Să văd atunci când o ții nevastă, ea vine să mă ajută cu mine. Dacă pic pe una de aia, pe cămașa o cheamă, pe nevastă o cheamă Ana și cămașa spală mama. Ana, mama. De vrenică ce vrenică, merge să împiedică. De aia nevastă îți trebuie. Lasă-mă, Pamela, nu trebuie. Păi dacă ce crezi că eu mi-au nevastă să... Să o pun la muncă, să muncească, să dea cu sărcurea, să dea cu lopata. Și ce, să stea? Să o machiez, să o duc în oraș. Lor, de ce am. Doar la manicură, pedicură, alea. Păi da. Aoleu, e nevastă, îți trebuie. Fotomodel. Mai bagi apă pe ele? Păi acum le limpezim, gata, nu mai le dăm. Mai dați să-mi gata? Hai că mai dăm o dată. Iarna, spune la covoară iarna. Vei și tu. Nu am ieșit de noi acum. De ce păi dacă... Păi dacă... Păi la vară, n-ați avut timp. Păi dacă s-au murdărit. Păi s-au murdărit. Și ce s-au murdărit. Vino cu astea, arătăm și pe stradă la noi. Uita ce stradă. Ia uitați. N-am stradă. Ia uitați ce fac oamenii acolo. Ia uitați. Uitați și voi. Asta e strada noastră. Cum să nu murdărești mașina, casa, peste tot? Uitați și voi. Dau direct cu nasul în baltă. Asta e strada noastră. Ia uitați ce e pe jos. Uite ce am în fața porții. Uite și uitați și voi. Toată ziua cu lopata în mână ca să... Eu am neomolul. Și de ce să murdărește casa și trebuie să speli tot timpul? Până nu face străzile, n-ai ce să-i faci. Lord, tu ce faci, mă? Apare și tu pe vlog. Ha? Zi-mă, frumosule. Păi, dar el s-a stă pe afară mai mult. Și cum? Și până și câinele e murdat de neomol. Hai, mă, mi-e frumos, rămâneți alături de noi, că o să intrăm acum în casă. Să facem o curățenie generală. Să bag câinele la mașina de spălat. Nu îl bag pe Lord. Păi dar tu știi ce am pățit eu cu Lord când era bolnav?
Ia zi, l-am dus la Severin de urgență și s-a stat 2 zile la perfuză. Da. E feblețea noastră, ce mai cu minte cățel. Hai că revenim imediat. Mami, ai intrat și la mine în cameră? Da. E prea multă mizerie la mine, a? Păi ce se începe aici? Adică aranjezi... Un pic patul. Și nimic mai mult, ha? Da. Dai un pic cu mătura, nu mai bagi aspiratorul, ha? Nu mai bag aspiratorul, că nu-i nevoie. Ia uite, banii pe jos pe aici, de 50 de bani. Oricum, mobila am șters-o eu ieri, să nu mai dai pe mobila. Nu mai dau, văzui, pe șterță. Gospodina noastră. Ți-ai făcut unghiile, ia? Da. Ia arată aici. Wow. Sunt foarte mari. Faine. La cine le-ai făcut? La Ela. La Ela? Da. Dar le face bine Ela. Foarte bine face. Cât ți-a luat? 120 de lei. 120 de lei? Da, s-au scumpit. Păi cum s-au scumpit? Cât erau înainte? 100 de lei. 100 de lei? Da. Bă, și las... acum s-au scumpit. Mm. Uite teroristul la unde își lasă telefonul. Numai la mine în cameră stă cu telefonul. Cine, el? Da, la el nu stă. Dacă stă la tine în cameră, mai ce să facă și el? Asta e pătura care... ca a ta. Camera, da. Care mi-a făcut o cadou. Care ți-a făcut o cadou? Da. Dar lui maică tată, lui maică tată n-a zis nimic de pătură. Nici n-a mulțumit, nici nimic. Nimic? Nimic. Păi da, dar nu i-a plăcut culoarea. Nu i-a plăcut culoarea? Da. Și mai și cunosc eu pe unul care nu i-a plăcut culoarea la unii șinci. Era negru și el vrea alb. Cine? Asta o pune aici, ori o fac în mobilă. Nu, măi, las-o acolo. Las-o acolo că vine seara acum, prin să-i foc în centrală. Bunică ta mă zăpăcește la cap să mă însor. I-am cerut și eu 2 galbe mari să mă duc și eu după Leo la... în Turcia. Nu mi-a dat, e zgârcită. E zgârcită, da. E foarte zgârcită. Uite, eu stau pe scaunul jos aici și te urmăresc acum. Hmm? Păi de ce n-aș merge și eu în Turcia? Că e fain. Ar fi frumos. Te mergi și tu în Turcia? Da. Mamă, în Istanbul. Mamă, te iau cu mine. Mai iei dacă mergi. De unde? N-avem bani să, să facem revelionul acasă și avem bani de Turcia. Da. Da. Nici tu nu prea faci mizerie. Păi, dar ce mizerie să fac în cameră? Dar aici vin și dorm. Nu muncesc aceea, nu dau cu tărnacul în cameră. Aici dai cu tărnacul. Păi... Băi, dacă cade, cade plasma aia în capul meu. Cum să cadă plasma de acolo de sus? Nu cade. De ce așa? E legată și ea, e... are dibul de alea în zid. Ar trebui să o schimb pe aia, să-mi iau Smart TV. Am văzut la ofertă acum 800 de lei. Mare? Cât are? Păi cât asta? Mie mi s-a ars plasma. A ta? Da. Cum s-a ars? Nu mai merge? S-a ars. Se vede, dar se vede foarte slab de-a. Serios? Da? Și a mea era mare, cât un mobila. Și s-a ars. Păi tu aveai ideea, Smart TV, nu? Da. Și nu mai merge? Nu mai merge, s-a ars. Și acum lua rămâne de la trucă. Da? Serios? Tu că la mare bandit. Băi, Pamela, mă. Când îți iei ție, să-mi iei și mie o plasmă. Te-ți auzi și una? Da. Trebuie să-l iau două. Eu n-am bani de una și tu, și tu cer două. Da. Băi, dacă, pe cuvânt, dacă n-ar fi Pamela, nu mai am ajută pe mine pe cea pe acasă. Da, bă, oameni frumoși, uita și brădulețul meu cel fain. Numai Pamela mă ajută. Ce fac? Mă duc și eu după Leo, dă-și mie 2 galbeni mari și promit că mă însor. N-am. Dacă îmi dai 2 galbeni mari, mă duc, mă însor și ți-aduc noră în casă. N-am. Mă bine să fără noră, dar n-am galbeni. N-ai galbeni? Da. Vezi, păi nu mai zi așa, că nu-i bine să zici așa când ai. Știu că ai. N-am pentru tine. N-ai pentru mine? Da. A, da? Are, dar n-are bine. Nu, că a zis bine, auzi ce a zis? Are, dar n-are pentru mine. Da, deci n-ai de dat. Da. Ce faci cu laptele la acolo pe calorifer? Să muncesc. Să mă duc la muncă? Da. Păi numai la muncă m-ai trimis, o viață întreagă. Da, ca să faci. Păi nu vezi că muncești și nu mai faci nimic? Acum faci.
Acum am început să trăiești. Apa așa timpul acum. Nu este așa timpul. Timpul greu. Ce dai pe mere, ce dai pe mere, e pe mere. Timpul greu. Nu mai te ține, le plătești apă, curent. Viața grea. Nu mai pot să mai fac nimic. Pe, pe, pe timpul tău se făceau bani, aveați galbeni. Se făceau grămadă bani. Se făceau. Știi, și am zis roșu meu. Când ieșea și lui o plasmă, să-mi ia și mie una, că mi se arți plasmă. Am mare. Să se ia. Eu nu am bani de una și mai am de două. Se ia atunci a două ori pui la cheltuială. Îmi pare bine să se ia. Că tu faci ce brațe în casă. Să fac croțele, ce fac... Lasă, Pamela, că dacă mă însor eu, aduc și eu pe nevastă mea la tine acasă. La mine, să te ajute. Să mă ajute. Păi da. Ne dai doi galbeni. Nu, da. E zgârcită. Nu dă. Păi am zis să-mi dea doi galbeni, să pun să mă însur și nu-mi dă. Și nu-ți dă. Ba nu vrei în oră, nu te ieși tu cu el să-ți aducă în oră. Nu, ba vreau. Hmm? Nu mai vreau în oră. Uite, ai patul nearanjat. Apoșa, dar bătrânesă. Ce faci cu ceasul ăla acolo? Că e de pe timpul lui nenea Nicu. A zis să nu-i aranjez patul, că se bagă la loc. E ora 4 și doar. A, se bagă la loc. Și dacă se, se bagă la loc, nu mai trebuie aranja patul. Nu mai. Hai, ce vorbești, mă? Așa la bătrânesă. Da? Nu mai pot nimic să mai fac. Păi vezi, dăm doi galbeni mari. Să mă duc să mă însoră. Mănânci galbeni și ce? Și care e sura rămâi? Ia zi, cum a zis patrona ta? Cheltui banii și gata. Nu, dar cum a zis? Rămâi făcăleț. Făcăleț. Ai rămas făcăleț. Așa făcăleț. Ia zis așa. Da. Făcăleț. Are dreptate. Patrona? Da. Patrona are dreptate în multe. Pe cuvânt, Pamela. Mulți oameni o critică, dar ea ce spune, spune adevărul. Direct pe față, nu? Da. Zi, mă, mamă, are dreptate patroana în tot ce mare spune. Până la Dumnezeu. Zi că a fost cu, ai de seamă cu tine, colegă cu tine. Da. Hmm? Așa e, ce zice ea. Zi, are dreptate sau nu patroana? Are. Are dreptate până la Dumnezeu. Deci până la Dumnezeu are dreptate. Oprește, oprește muzica aia, că mi-au strike. Am răbută de gambie, mamă. Și tu cât aveai? O goletă. Aveai și tu o goletă? Da. Și acum ce mai? Mai e goleta de untură? Mai e așa. Mai e așa acum. Mai e și acum? Are și acum. Ai, dar nu vrei să-mi dai mie. A, pentru tine n-am. Lasă că-mi fac eu singur, știu în stare să-mi fac. Nu trebuie de la tine. Îți spune tine ce să-ți mai fac pe o goletă. Spune tine, n-am pentru tine. Fă că îmi pare bine să faci. Îmi pare bine. Păi, dar nu mai poți să faci galbeni acum, bani acum, faci. Dacă ești cu mine, faci. Dacă nu ești cu mine, tu faci. Deci trebuie să fiu cu mine. Să fii cu mine. Și ce fac? Da. 2024 măsori și eu sau nu măsori? Anul care vine. Dacă vrea Dumnezeu, ce sori? Păi după Dumnezeu e, să-mi aducă Dumnezeu femeie în casă. Să ce aducă fată bună. Așa? Cu minte. Păi unde să o găsești? Harnică. Deci tu o vrei și cu minte, și harnică, și bună, și frumoasă, și să aibă toate calitățile. Da. Numai la calități te uiți, la minusul nu te mai uiți. Acolo la calități mă uiți. Ai avut tu una de mult, care ai luat-o tu procopsită. Nu mai aduc discuția asta, că deja mă enervez. Haideți să vedem ce face Pamela. Unde ești, Pamela? La mine în cameră. La mine în cameră. Ia uite Adida și ce murdari sunt. Trebuie să-i bag la spălat. Gata, Pamela, o zice bunica ta. În 2024 să mă însor. Acum? Păi da. Să merg câte zile mai sunt? 3 zile. 3 zile. Aha, ai timp. Am timp, a? Ai timp, o aduci, o te ajută la pregătiri, la mâncare. Da? Da. Las că e bine. Păi, ah. Dar tu ai unde să frici purcelul. Îl fii și eu la tine la cuptor. La mine? Păi dar tu ai cuptor, are bunicul tău, a făcut cuptor de cărămidă de ăla de pământ. În ăla se face cel mai bun. Da. Este o carne... Nu ce au ăștia pe aici din tablă, din prostii, nu. E mai bună aia. La vatră. Nu avem noi. Păi...
Acolo să faci sarmale, să bagi și sarmale în oala de pământ și să bagi în cuptorul ăla. Când mănânci până te spargi. Stai că fac vlog, îmi scoatem purcelul din cuptor. Facem acolo la mine. Dar de ce nu vrei să-i fac Ana lui Gianina și ție? Nu vrea doamna Gianina. Nu vrea doamna Gianina? Da. Ce e ăla? Ce, nu știu, de la haine de tăi. Lasă că o combine pe Gianina să-și facă... Să-și facă canal de YouTube. Ea chiar are ce să pună. Că ea muncește, voi munciți acolo în casă și chiar aveți ce să puneți. Adică, cum gătește, cum faci treabă, cum taie cu preșul. Hmm? Cum taie cu preșul. Da. Ăsta a mâncat toate dulciurile din pom. Ia uita, uite, uitați unde sunt galbeni. Ia uitați. Vedeți unde stau galbeni, ia uitați. Serios? Uite ce am pe mine, Pamela, unde făcui la centrală focul. Uite galbeni aici. Ia uite că descoperi unde are galbeni. Ia uitați. Că da. Haideți, oameni frumoși, că încheiem aici acest vlog. Vă mulțumim frumos pentru urmărire, pentru aprecieri, pentru comentarii. Le-ai pus în pom galbeni? Da. Păi le văd aici. Da. Uite câte sunt. Îi văd. Acum iau bradul cu totul. Mă leau cu totul. Haideți să furăm galbenii lui maică-mea.